Fostul judecător a stat o perioadă destul de lungă pe balustrada blocului, timp în care un martor a apelat serviciul de urgență 112. Polițiștii au ajuns la fața locului, au urcat pe bloc și au avut o scurtă negociere cu Emil Marina. Am văzut un domn pe un bloc și soția mea sună la poliție. Ulterior a venit poliția, au negociat ceva acolo, au stat de vorbă și dânsul la un moment dat s-a aruncat după bloc. În momentul în care echipa operativă a ajuns la fața locului, au constatat persoana căzută la pământ, iar echipajul de ambulanță a ajuns la fața locului, a constatat decesul bărbatului. Fostul judecător locuia în comuna Budești, aflată în vecinătatea municipiului. Era un om extraordinar. Asta e, ne pare rău. Nu știm ce s-a întâmplat. A fost un om deosebit, cu o conduită ireproșabilă. Încă nu se știe ce l-a determinat pe Vâlcean să-și pună capăt zilelor, dar, potrivit zvonurilor, în ultima perioadă avea un grad mare de depresie. Trupul neînsuflețit al magistratului Vâlcean se află acum la medicină legală, acolo unde se va face necropsia.